Kazahstan și a adus oasele mamei lor și al tatălui. Dar încolo cine a adus oasele acasă? Deci, zac peste tot. Da, e adevărat. Și vă mulțumesc pentru această pledoarie care a susținut-o cum ar fi pro-istorie, să ne cunoaștem istoria, trecutul, trista pagină despre deportări și voiam să zic că și la anterioarele întâlniri pe care le-am avut, nu trebuia în cărți de istorie elevii să studieze, e suficient să citească cărțile semnate de dumneavoastră, Lupii, Siberia de acasă și o să parcurgă și prin, e o carte documentară, chiar dacă e elaborată așa puțin artistic, care îl face pe cititor să înțeleagă tragedia timpului, faptele istorice covârșitoare și dramatice. Da, am tradus-o și în engleză și în rusă. Da, eu vreau să vă mai felicit și pentru participarea la filmul, un film de răsunet și succes, Siberia de Noase, da, unde ați avut rol, regizor. Un rol împreună cu ceilalți protagoniști. A fost un film frumos, răvășitor, regizor Leontina Vatamanu. Da, bravo e. Bravo, da, pentru că a reușit să toarne așa un film, da, a reușit să surprindă așa momente. Nu i-a fost ușor, nu i-a fost, ușor să-i adune pe cei mai care au rămas în viață și puteau să transmită, să o realizeze artistic, frumos, pentru că participă și actori, nu doar martori, da, oculari. Sigur. E un film care merită să fie privit și la fel și spectacolul. Și spectacolul Dosarul Siberiei lui Petre Căhadă. Da, da, da. Tot așa. A jucat rolul, două domnișoare, rolul meu, adică da, a jucat, da, da, și a bunicii, și a lui tata, și a lui fratele. Da, mi-a părut foarte bine, măcar la sfârșit, care mi-a mai prins vii, că tare puține fragmentare, puține, atât din la filmul de la Eminescu, am fost trei protagoniști, doi de cum a s-a dus. Am rămas eu una singură. Încă mai rezist și nu știu cum. De ce mă ține Dumnezeu? Iată acum, am, la 19 am împlinit 78 de ani. Mulți ani înainte. Cine are Dumnezeu, zici, planul lui pentru... Da, ceva pentru mine foarte, foarte dimirat. Cum poți să treci prin așa infern și să rămâi în viață până acum? Asta e ceva nemaipomenit. Pentru a transmite, pentru... Și fratele meu, iată, stânul Emil, are 82 de ani și el e foarte șubre de sănătate, dar este încă mișcă, încă pe pământ și el încă și mai tare a suferit decât mine. El spune că dacă aș scrie eu o carte, în genere, n-ar mai crede nimeni câtă suferință am tras și am rezistat. Deci că ceea ce ai scris tu în Lupe, asta e nici a treia parte nu este. Da, dar el, sărmanul, e bolnav și nu poate. El spune, eu nu știu cum să uit, dar nu să mă întorc chiar pe cărările cele din nou. Să zic așa. Nu știu, că se încrepe doar inima, că iar să... Dar și e adevărat, eu cât am scris cartea Lupii, în trei luni, foarte scurt, ai zice că o carte așa de măricică și în trei luni. Dar în trei luni am tot plâns, să mă credeți, Dumnezeu mi-e martor. Tot scriem și cu lacrimi și scriem mai departe și soțul mă ocără, nu ți-i jele de sănătatea ta, dar nu mi-i jele, drag, dar eu vreau să știi toți copiii nevinovesc ce-o tras, ce-am tras noi, ce-am făcut noi rău, care crimă pentru să ne chinuie așa de tare, să ne lipsească și de școală și de haine și de mâncare și de tot. Dacă te puteai descurca cumva vara, încă te descurcai prin taigau așa, pomișoare, ciuperci, prin lacă, după pește, mai scurt. Da, iarna, vă închipuiți? Ce să mănânci iarna? Atunci nu-ți făceau compoturi, conserve și așa mai departe.
dacă putea veni ca să usuce niște burieni, niște rădăcini foarte greu și pămișare. Și între cele două cartofi, în cea unul, ceala care făcea, două cartofi și apă și două burieni uscate. Asta cu asta să reziști 7 ani de zile, asta nu e minune, e mare minune. Da, e adevărat cum ar fi dorit să stârpească acest neam, acest popor, dar uite că... Da, cred că a trebuit și jertfe, ca acum lumea să știe de pace, să știe că nu e foame, nu e... Mă uit eu, mă duc pe la gunoi, să duc gunoi și cum văd atâtea haine, Doamne, nu era cârpite și răscârpite. Da, dar nici în genere, nici cu cârpite n-aveți, te îmbraci, te încalți, iar nu te duci la școală. Deci, câte 7 luni eram nevoită să stau ca la închisare. Să încerci cineva un copil în creștere să țin 7 luni într-o cameră. Da. Copilul acela se pierde, asta fără mișcare, fără, dar cu ce să ieși? Bunica câteodată avem un leghean și ne spalam mâinile, mă rog, ne îngrijăm și el la urmă spune, hai du-te, Margareta, și aruncă zoile astea afară, iarna, în vedere. Dar luam caloșe, ieși până la prag, până la prag de pe prag, aruncam în sus și cădea gheață jos. Închipuiți-vă, da, ce da. Fel de ger, da, ori fratele era așa optimist, el și vesel de fire, nu ca mine, și spune, vreți să mâncați zeamă? Visar, vreți să mâncați zeamă? Dar noi râdem. Da, da, unde ai găini? Că să tai vreuna. Am un șufac. Se duce seara, seara când acum murge. Ce la fermă de vaci, deschide ușile, da, acolo, mă rog, bale, găpaie, acoperiș, tot cu paie, și ele suflau și era călduț, lor ele rezistau. Mai ales dacă închidei porțile cele mari. Dar el le deschidea și lua o prăjină mare și se ducea așa prin prejur la streșnă și înăuntru. Și răscole și ieșea o vraie ori două. Nu avea unii sormana să duc și ieșea pe poartă. 50 de metri zbura și cădea gheață. Cădea gheață. Și el a adus ea înghețat. Ia că am adus găină să facem zamă. Nici nu vei și ca o... Ne râdem și plângem, plângem și râdem. Iată, asta e tot. De unde? Zahăr, ulei, carne. N-avei de unde acolo deloc, așa sărăcie. Chiar și rușă, băștinașă, dacă n-aveau să aibă vacă, nu rezista. Și ei odată la maslință, la sat Săcolă, făceau glineri plătite, cum la noi se numește. Nu știu de unde, erau cam negri, așa, tot nu le dădea statul, lua totul, absolut, tot grâul care se face, lua tot și trimitea tot în centru undeva, în centru, Moscova, Leningrad, unde acolo, dar rușii tot duceau foame, ei salvau laptele și cartofi. Cartofia că cu asta se hrăne, dar ce încă mai pățeau moldoveni? Sarmanii moldoveni, s-a fost atunci o videocameră, o kinocameră, se filmează mare jele, ar fi un film mai ceva ca lui Mel Gibson cu Iisus Hristos. Ieșeau moldovenii noștri goniți la lucru, flămânzi, dezbracați cum era, ieșeau la lucru. Și iarnă, și l-a cărat fân din, pentru vite, pentru firmă, din pădure, de departe. La firmă acolo, să bălegarul, mai scurt, dădea de lucru tot timpul să aibă de lucru. Și se duceau și vineau sara de acum cu răni pe obraz și nas. Răni. Și se făcea deodată alb și pe urmă, dacă trece vreo câteva ceasuri, se negre tot obrazul și nasul, vârvă nasului. Și pe urmă se înfla și dacă spărgeai, curgea apa, dânsă și pieliță și ei se jupie. Și în plan moldovenii noștri cu răni tot timpul. Rușii scăpau. De ce? Că aveau vaci și făceau un boț de unt și înainte de a ieși și pe dânsă, tot îi pune la lucru, mai ales femei. Bărbații erau vreo 3 și aceia calici. Nici nu vrea să lucreze. Zicea,
noi am luptat, acum voi lucrați pentru noi. Și erau așa că brigadiri, cu pistoletul la șolt și să te impui să lucrezi. Da. Și rușa așa făceau, scăpau de toate rănile și erau dați, nu ca noi de la sud, erau dați cu gerurile lor de până la 50 de grade. Sungeau cu unt, tot frumușel, luce, tot și se îmbracau cu tulupuri, cu cufeci de astea noi, căptușite cu vată, dar noi cu ce? Și asta bătaie de joc și când căsca gură cineva să spui la brigadir, cealaltă, comendantul, cum să lucrezi, omule, cu dezbrăcat și flământ. Dar ce, vrei să trăiești? Te-am adus aici ca pedeapsă. Te spășești pedeapsă, nu poți, zdofnește. Asta era omenii? Nu era omenii. Nu zic de toți rușii, acei care se numeau înăceanici, vociferau în felul ăsta, dar alții, mai ales rusoaicele, după ce au văzut că noi așa suntem harnici și așa le-am făcut așa deodată fântână, că ei beau acolo, spălau rufele cu sopor, spălegau în ea, zicea la vacile, că, mă rog, tăunii gonei acolo oile, cai, și tot de acolo beau apă și moldovenii noștri nu au putut suporta așa ceva. Chiar a doua zi s-au adunat tot și au săpat și au făcut o fântână. Și ieșe Cascaochici. U spus că să vină niște burjui de ăștia care exploatau oamenii, niște dușmani a poporului, dar ei iau-te ce sapă, muncesc, dezbrăcați, fămetați și ei lucrează așa. S-au mirat și de acum ne suportau. Nu ne numeau în tot fel, dar în acea anu, și ei aveau ordin ca să bată joc de noi, ca dușmanii poporului, dușmanii poporului. Mai dați întrebări. Mulțumesc mult! Noi suntem așa uimite și de firul narrativ și cu cât har istorisiți triste istorii atât de adevărate și ar zice că cărțile dumneavoastră sunt bune de lecturat în pandemie. Ca să nu ne pară foarte apăsătoare timpurile pe care le trăim, e bine să mai vedem și alte timpuri, alte parcursuri, da, istorie. Nu de mult un mesaj din Italia. Am uitat și cum s-a numit. Și a zis că eu am luat cartea de la mama mea din Ulm, în satul Ulm, dar ea e căsătorită în Italia. Și am citit și am plâns, am citit cartea. Mevastră, dar știți, mevastră, că cartea mea trebuie să fie în toate țările, că a noștri nu știu, italieni și alții capitaliști, nu știu nimic ce a fost în Rusia. Asta numai unul și câte unul care e istoric, poate și analitic, un politic poate să știe, dar nici așa alții nu știe. Trebuie să fie cartea dumneavoastră peste tot ca să citească, să vadă ce a fost, ce regim diabolic a fost. Îmi pare bine că ați citit, da, e spun. Dacă nu era pandemia, poate nu aveam timp să citesc, că nu, din cauza pandemiei asta nu ies din casă și iată am citit cartea dumneavoastră. Da, am încercat să scriu cartea Caisul Fermecat, iată, cred că e acolo, nu? Caisul Fermecat, eu știu că noi avem. Da. Amintiri din Siberia, poate e aici, e inclusă. Nu, e aparte. E tot așa vișănie. Și am încercat să scriu povești. Știți că n-am reușit. Facem ce facem și tot îmi vine cortine cele din Siberia. Tot din Siberia. Și am fost nevoită, da, când am apucat, am fost nevoită să o prefac cât de cât acolo, ca să la urmă să bucur cititorul. Da, orice totuși, poveste cu sfârșitul fericit. Da, dar nu pot scăpa de Siberia aceea. Și dacă îți amintești o perioadă, niște evenimente, în alt an îți mai aduci aminte, ba una, ba alta, și tot așa. Dacă spate, vă mai citesc o poezie. Da, vă rog.
să mă iertați că fiecare țăgană și laudă ciocan. Iată acum am făcut o lansare de carte cu fiul meu, Romeo Cimurtan. A scris și el despre Biserica Basarabeană și cea rusă a lui Vladimir. Și el desigur, doctor în teologie și scrie cărți științifice. Dar uneori că compune și el poezii. Rugăciunea unui om. Doamne, Doamne, dă-mi putere să nu fac din bani averi și o viață de plăcere, să nu o caut ca o miere. Însă cel mai mult mi-e frică de mândrie, cea mai mică, că aș fi deștept, puternic, iar de fapt cel mai nemernic. Prin o milă rugăciune te implori să-mi faci minuni, să-mi sădești în gândul meu dragostea de Dumnezeu, să arunci ca o sămânță dorul sfânt de pocăință, să stropesc cu lacrimi multe ca să crească ca un munte. Știți că îmi pare bine că e un om creștin, dar cred că fiecare părinte... Poate și un om creștin a putut supraviețui și calvarului ăsta și i-ați transmis credința și copiilor dumneavoastră. Da, asta, și... cred că a influențat și asta. Eu pot doar să vă zic mulțumim mult că ați acceptat provocarea noastră de a veni și de a ne prezenta cartea Flacără Vie. Care da, iată tot, din Flacără Vie, un fel de, nu știu cum se numește, eu dacă am învățat numai în limba rusă, nu pot găsi repede cuvântul. E nostalgică sau alt cumva, cu titlul, cum să plec? Cum să plec din tine viață, dacă mi-e dragă să trăiesc? Cum să plec din tine viață dacă simt că mă iubesc? Iubesc florile și luna, iubesc soarele și pomii, iubesc muzica, copiii, nepoței care cresc, chiar și lumea cea și reată, eu tot una o iubesc. Am dureri și zi și noapte, dar în gând îmi tot vorbesc și îmi zic, așteaptă moarte, dincolo nu mă grăbesc. Ascult ziua radio-ul, seara protavă privesc, ne certim cu moșnegelul, dar mi-e dragă să trăiesc. Cer la mitinguri dreptate, libertatea o cerșesc, protestez pe vânt și ploaie, dar mi-e dragă să trăiesc. Prea puțin am obținut, dar mai mult nu reușesc. Las nepoților ștafeta, eu din cer o să-i privesc. Foarte frumos, foarte frumos. De a-mi avea așa publicul înainte, ar fi rafale de aplauze. Da, mulțumim, e o poezie frumoasă și cu un pic și de nostalgie. Da, e nostalgie, da, și asta se numește. Am scris despre Grigore Vieru. El mi-a prefațat prima carte, Lupii, și mă simt îndatorată și mândră totodată că am cunoscut o așa personalitate. Și desigur că dacă aș fi un poet bun, scriem mai bine. Dar cum am putut niște versuri? Zice lumea că ai plecat. Zice lumea că ai plecat. Dar să știi că nu-i drept. Eu te văd prin grădiniță și prin școli te-am observat. Am fost ieri prin librărie și acolo te-am văzut. Îi spuneai doamnei Marie că nu-i vreme de pierdut. Îi ziceai că vine ceasul, capul să ne-l ridicăm, să vedem o altă lume și că atunci să lucrăm. Iată-ne, în piața mare, oameni mulți s-au adunat. Toți strigau că vor unire, că așa tu ne-ai îndemnat. Tu n-ai plecat, e o minciună, glume proaste, mici povești. Tu trăiești în asta lume și în sufletul meu ești. Foarte frumos. Însă, da, spuneți că nu aveți pretenția de poetesă, dar susțin că ceea ce vine din suflet da, are poetism. Am auzit un poet că spune că el oricând poate să compună și n-are nevoie de inspirație. La mine nu e așa ceva. Dacă am inspirație,
foarte rar, le pătesc și scriu. Dacă n-am inspirație, nu mă pot inspira. Starea da, ceva la untre, da. Când te mișcă ceva, te impresionează ceva și atunci vrei să scrii. Da. Așa de cum iată, sunt profesioniști, nu, nu sunt și eu știu, eu recunosc foarte bine că nu spăritesc. Sunteți o bună prozatoare. Da, prozatoare, dar m-au lăutat mai mult scriitori. Toamna, am deschis așa cartea și pentru că suntem în ultima săptămână de toamnă, da, da, ar fi da, să nu-l citesc, e toamnă. Trist și liniștit, cad frunzele îngălbenite, eu stau pe bancă lângă lac și plâng de visuri neîmplinite. E dumnezeiesc totul în jur și nu mai am nimic a spune, dar simt că-s frunza cea din ram și am să cad doar eu anume. Când gata sunt să aterizez și nu mai este niciun țel, aud cum bunul Dumnezeu se adresează la Duhul meu. Nu te grăbi, ai suferit și meriți ca să mai trăiești, dar crucea Duhul la sfârșit, destinul să-l îndeplinești. Când cazi și nu mai poți porni, ridică-ți ochii spre al meu cer, te voi vedea, voi auzi și voi veni în locul tău. De când exist pe acest pământ, eu crucea grea o duc mereu. Când nu mai pot, sunt la pământ, mă rog la bunul Dumnezeu. Fiului Victor e dedicată poezia Toamna, semnată de Margareta Spânul Cemortan. Da, da. Mulțumesc foarte mult și vă aduc un sincer mulțumesc și din partea cititorilor noștri că oricui propunem o carte semnată de dumneavoastră, neapărat data viitoare, următoare când va veni, va solicita o altă carte scrisă tot de aceeași autoare, o declar cu toată sinceritatea. Vă mulțumesc tare mult și zic la noi revederi, poate într-un alt format, mai fericit decât cel pe care îl trăim astăzi. Să dea Dumnezeu! Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Sper foarte mult că o să termine și greu acesta și viroz va trece cu bine și viața mea o să meargă înainte. Îi rog pe cititorii mei și pe toți care vor citi, vor vedea, să nu cadă cu deznădejde, să creadă în ziua de mâine și în Dumnezeu. Și atunci o să fie totul bine. Nu, să nu cedeze nici de cum, niciodată. Să nu cedeze, să fie dârși, să meargă înainte cu demnitate. Și să creadă și în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl rogi, la mine s-a întâmplat așa, eu cred că care a citit cartea Lupe, dar și alte cărți, eu am publicat că am avut vedenie și până n-am avut vedenie, nu